Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știri din lumea largă. Un bărbat din Rusia a aruncat în aer liftul blocului încercând să-și omoare un vecin care îl deranja cu renovarea apartamentului. Deci, motivul crimei, bormașina duminicală. S-a întâmplat în regiunea rusească Irkutsk. Suspectul Alexander Chernov, aflăm că îl cheamă, în vârstă de 50 de ani, avea, citez, o relație ostilă cu vecinul său, pe care îl acuza că îi strică liniștea cu numeroasele sale renovări din apartament. Deci erau antecedente acolo, cumva. Da. Ce mult semănăm din acest punct de vedere? Da. Renovări toată ziua? De altfel, după ce liftul a fost aruncat în aer, alți vecini au declarat că, în bloc, citez, toată lumea face zgomot și face reparații. Vă spun că e o chestie culturală. Da, da, da. Domnul Chernov, electrician, a hotărât însă să intervine și să pună capăt acestei situații neplăcute, cu rotopercutoare, cu bor mașini, cu ciocane, cu nu știu ce. Pe data de 30 noiembrie, deci recent, o explozie puternică s-a produs sub liftul în care urcase vecinul cu renovările lui zgomotoase. În bloc s-a răspândit imediat un puternic miros de carbid și cabluri arse, liftul a căzut în gol, dar sistemul de frânare de urgență s-a declanșat și a salvat viața victimei, care totuși s-a ales cu răni și fracturi. Ghinion, cum ar zice pentru cineva. Da. Deci a făcut bombă cu carbid, aia cum făceam noi când eram mici? Nu știu, dar dacă miroase carbid... Tu făceai bombe cu carbid când erai mic? Da, bine, bombe petarde. Petarde mici. De sărbători. Puneam carbid într-o țeavă cu scuipat și... Așa este. Aia se găsea atunci. Omul, dar ce tunuri făceau alea pe bune, nu? Ormă au venit copiii mari. Da, și aveau niște țevi. Făceau, da, niște țevi foarte groase. Aha. Cu fii mare. Cu fii mare, da. Puneau mult carbid. Și mult scuipat. Nu mai aveau scuipat, puneau apă. Mamă, și bubuiau alea câteodată de se cutremurau blocurile. Asta adică zic, era... erau periculoase. Deci se făceau teste de salivă încă de pe vremea aia. Da, da, cumva. Bun. Deci după explozie, câteva ore mai târziu, o percheziție domiciliară a dus la descoperirea unor componente folosite la producerea unei bombe și a unei telecomenzi. Nu cred, deja am făcut și telecomandă. Era electrician, da. Ai văzut? Da, și asta, da, e. Deci... de asta erau capabili și ei noștri înainte de revoluție. Acum nu știu dacă mai avem oameni așa pricepuți. Nu mai. Dar Rusia... cred că s-au mai păstrat unele. Da, uite, eu cumva apreciez că mă știu să fac o telecomandă, îți dai seama, nu e pentru și o bombă. Da, a rezultat că atacatorul și-a pândit vecinul până când a urcat în lift, după care a declanșat de la distanță bombă artizanală. Deci, dacă era... A stat el să-l aștepte pe vasea, da, putea să-i dea cu un par în cap, da. Da, el, și a pus mintea la contribuție. A făcut o bombă, a făcut telecomandă. E de apreciat, da, cumva. Putea să-i o pună la ușă, nu a pus-o în lift. În loc să-l brâncească pe scări, vorba, da, aia, avea alte variante. Low-tech, adică, da, a făcut o bombă și o telecomandă. Deci cum a stat el și a pândit, l-a pândit pe vasea când a urcat în lift, a apăsat pe butonul de la telecomandă, ce a fost în mintea lui. Deci hai să distrug întregul lift al blocului. Da, încolo de lift, ăsta probabil stă la parter. Da. Asta a fost, ca să vadă și vasea asta cât de nasol e cu zgomotele puternice în bloc. Na, adică nu... O îmbrăceala simplă e liniștită, nu face decât să ții pe ăla. Zgomotul, știi, când explodează bomba, te asurzește. Cum asurzești și tu pe mine cu rotopercutoarea ta? Na, ca să vezi cum e. O fi vrut doar să-l asurzească. Suspectul a fost reținut. Renovările continuă, după părerea mea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.